Scopul concursului Am o țară ce o iubesc a fost de a întări și susține educația pentru cunoașterea patrimoniului Republicii Moldova, iar expoziția reprezintă un cadou pentru societate cu prilejul sărbătorilor naționale, a menționat președintele fracțiunii popularilor europeni, Ion Sturzu. Aș dori să spun o maximă, nu mă întreba ce faci țara pentru tine, spune ce faci tu pentru țara ta. Aici aș dori să menționez că acești tineri, copii la vârsta de 3, 5, 17 ani, au reușit deja să facă ceva pentru țara lor. Sunt aceste desene pe care le vedeți. Împreună noi am hotărât să organizăm această expoziție pentru a face un cadou societății cu prilejul zilelor naționale care au loc acum în Republica Moldova. Concursul deja a avut loc, însă urmează acum să decernăm premiile. Faptul că plouă astăzi și foarte mulți tineri, copii sunt din raioane, și încercăm, cred, cel mai bine să le expediem prin poștă, deoarece nu au putut să fie prezenți astăzi aici. De locul 1 și 2 s-au învrednicit frații Octavian și Magdalena Prisăcăreanu, din Chișinău, care numai la 3 și 5 ani au reușit să demonstreze prin forme și culori mediul lor de viață, impresionând juriul. Ce au desenat câștigătorii concursului, ne spune chiar Magdalena Prisăcăreanu. Maria, spune-mi, te rog, ce ai desenat tu? Scena de biserică. De ce culoare este biserica? Albă. Da, alături de biserică, ce ai mai desenat? Copac, floricea. De ce culoare sunt florile? Culoare roșie. Florile îți plac? Da. Dar la biserica ai fost vreodată? Am fost la biserică. Și ți-a plăcut acolo? Da. Foarte mult. De asta ai desenat biserică, intuiesc. Da. Mi-a plăcut și mi-a ducem la biserică. Succesul celor doi frați se datorează în mare parte Oxanei Prisăcăreanu, mama copiilor, care i-a încurajat să deseneze, spunându-le că vor primi cadouri pentru aceste lucrări. Când i-am spus că uitați-vă că avem un concurs de desene, Am o țară ce iubesc, doar că la 3 ani încă n-au intrat în sensul acesta, dar stimulul care a fost, i-am spus că hai să desenăm pentru un cadou. Așa, dacă desenăm, participăm, ei ne-au să ne dea câte un cadou. Au fost foarte bucuroși și au așteptat cu nerăbdare, 3 săptămâni a trecut foarte greu pentru ei. A fost generare, gândeam măcar o minte unii, dar când am văzut prin minte și doi, am fost foarte surprinși. O bucurie foarte enormă pentru mine și pentru ei în deosebire. Majoritatea lucrărilor expuse reflectă dragostea de patrie, neam, țară, natură și mamă. Premiile oferite în cadrul concursului sunt locul 1, 500 de lei, locul 2, 300 lei, locul 3, 200 lei și locul 4, 100 lei. Ceilalți participanți la concurs au primit diplome de mențiune. Pentru Radio Vocea Basarabiei, Tatiana Guțu.